suntem în comuna Ghelința din județul Covasna pentru că vrem să vă arătăm o poveste frumoasă care s-ar putea scrie pentru România. Cum putem încălzi sustenabil satele românești? Din păcate, în prezent, aproape 8 din 10 gospodării din mediul rural se încălzesc încă folosind lemnul, în sobe vechi și ineficiente energetic, potrivit datelor Observatorului Român al Sărăciei Energetice. De asemenea, doar 3% dintre gospodăriile din mediul rural au fost eficientizate energetic. Care este soluția? Folosirea biomasei sustenabile. Și în comuna Ghelința avem această poveste de succes. Haideți să o descoperim! Vedem aici centrale automatizată pe tocătură de lemn Rumeguș, deci o granulozitate mai mic de 30 de milimetri. Cazanul ăsta deservește 3 clădiri, casa de cultură, creșă și grădiniță, care sunt la o distanță între ele de până la 100 de metri. În anii 2000 s-au construit foarte multe săli de sport în țară, mai ales în mediul rural. Iar iarna, începând din, să zicem, de pe 1 octombrie până la sfârșitul lui aprilie, au probleme cu încălzirea. Deci fiecare a rezolvat cum a putut. Iar acest sistem pe biomasă ar fi ideal pentru fiecare, fiindcă resursa locală există, fiecare ar putea să colecteze, să strângă resturile de lemne, din care se poate obține biomasă. Centralele pe lemne funcționează un randament foarte scăzut, deci asta este practic problema majoră, că folosim în cantități mari lemne de foc. Centralele automatizate poate să ajungă până la 90% randament. Ele sunt supravegheate de la distanță, printr-o aplicație de telefon, și aici practic dintr-un material, deșeuri, putem încălzi. Că orice lemn, chiar dacă este o creangă de 10 mm, este la fel de valoros din punct de vedere energetic ca și lemnul crăpat. Biomasa, deșeurile lemnoase, crengile există, este un aur verde. Inclusiv din pom de braz, se vede aici, care practic. Deci dacă facem astăzi calculele, noi putem afirma că prețul kilowattului este la 40% față de gaz. Prețul kilowattului din... De obținut din tocătură biomasă, da. Avem o brutărie care merge tot pe lemn tocat Rumeguș. Brutarul care exploatează de 7 ani instalația, el zice că față de lemnul brut care era crăpat înainte, economisește 50%. Există peste 3200 de administrații locale în mediul rural. Peste 10.000 de sate. De ce nu pornim niște programe specifice? Practic, un megawatt energie termică este suficient de a asigura energia termică pentru clădiri publice. Biomasa este totalmente neglijată în România. În alte țări, dacă mergem mai departe, Austria, Germania, Scandinavia, practic, mare parte din energia regenerabilă exact, este biomasă. La nivelul României, satele nu sunt conectate la conducte de gaze, așa că singura soluție este biomasă. Energia din biomasă pentru satele românești ar fi o poveste foarte frumoasă. Tot cu biomasă sustenabilă este încălzit și castelul Micheș din satul Zăbala, județul Covasna. Așadar, iată cum această resursă atât de abundentă poate asigura încălzirea într-un mod eficient și sustenabil, nu doar a clădirilor publice, a locuințelor, cât și afacerilor și obiectivelor turistice din mediul rural. Nu este nevoie decât de o viziune și de o strategie pentru a folosi această resursă naturală atât de abundentă în România.